Joi 7 octombrie, de la ora 17, Muzeul Municipal din cadrul Primăriei Călărași a găzduit lansarea romanului În zor să mă ierți, scris de călărășeanul Dan Bițuică. Este cel de-al treilea roman scris de autor după Grilajul din fereastră și Cântecul lacului. Scriitorul intenționează ca până la finele anului să prezinte cititorilor și cel de-al patrulea roman. Astăzi vă prezint un nou roman de-al meu. Se numește În zor să mă ierți. Titlul o să-l aflați la sfârșitul cărții. De fapt, de acolo m-am inspirat, chiar de la sfârșit, la sfârșitul romanului să-i dau acest titlu. Este un roman, o dramă, să zicem, o dramă a unei familii de italieni care emigrează în America în anii 1915-1923, atunci când foametea europeană, adică i-a îndemnat, practic îi fugăreau din Europa, iar aici am încercat să surprind viața metropolei americane din acea perioadă, cu lipsurile și cu tot ce se întâmplă acolo, cu mafie, cu corupția politică, cu... Dacă ar fi să îl analizăm așa, îl putem găsi și corespondent al acestor vremuri pe care le trăim astăzi. Însă nu aici am vrut să ajung să punctez. Am vrut să punctez niște sentimente, niște trăiri a acestei familii care la un moment dat sunt despărțiți de autorități, chiar la sosire, chiar în portul New York. Acolo se întâmplă toată acțiunea. Ideea mi-a venit din, să zic, dintr-un, să spun, un film, este o idee originală, dar încă am simțit că la noi nu s-a scris așa ceva până acum, nu știu dacă s-a scris exact așa, dar am simțit că trebuie să fac lucrul ăsta. Și atunci am comis-o, o aveți în față și vă îndemn să o citiți, pentru că vă asigur că o să vă placă, pentru că este scris într-un ritm alert, într-un ritm care te face să nu lași de mână așa foarte repede. După ce o să vorbească și colegul meu, Lucian Chichiță, asemenea, scriitor de renume, să spună câteva vorbe despre cartea, despre romanul meu, atunci o să aștept și întrebările dumneavoastră dacă sunt. Bun găsit, prieteni, bun găsit, iubitor de artă și literatură. Sunt onorat să fiu alături de Dan Bițuică. Suntem și prieteni și colegi de breaslă în ale scriturii. Este pentru a doua oară când vin în acest minunat loc, acest lăcaș de cultură. Am mai avut un eveniment tot datorită lui Dan Bițuică. Pe 7 mai, atunci a lansat Cântecul lacului. Iată că pe jumătate de an ne reîntâlnim cu o oarecare părere de rău că în sală nu sunt atât cât ne-am fi dorit să fie, pentru că este un eveniment cultural și pentru că aici în Călăraș nu știu câți scriitori romancie sunt și ar fi trebuit Direcția de Cultură de aici să se implice mai mult și să facă acest eveniment cunoscut la nivel larg, pentru că sunt convins că nu a fost acea publicitate absolut necesar pentru acest eveniment și să își onoreze de un cetățean modern al Călărașului, Dan Bițuică. Este un om deosebit. Doresc acum în dublă calitate, cum am spus, și de prieten și de coleg. Și îmi pare rău că el este un scriitor devotat. Un scriitor care debutează în forță cu cântecul, de fapt cu Grilajul din fereastră, este primul lui roman, cel de-al doilea, Cântecul lacului, la care am fost și am
am și făcut o recenzie, demonstrează clar că intră în această paletă a scriitorilor de romane, a romancierilor. A fi sau nu fi romancier? This is the question, to be or not to be writer. Deci ar fi întrebarea shakespeariană. Pentru că mulți se erigează în această, eu știu, latură de a au impresia că sunt scriitori și că pot să compună, să creeze un roman. Iar eu le garantez acest lucru în condiții în care, în momentul de față, am 16 romane publicate și sunt și recunoscut internațional cu două dintre ele, fiind promovat de editură pariziană ca scriitor francez. Am venit alături de el pentru că în lumea asta a scriitorilor există și multă invidie, dar există și foarte multă simpatie între cei care știu și își cunosc adevăratul talent. Iar eu când am citit Cântecul Lacului, mi-am dat seama că Dan Bițuica are niște calități deosebite și că este un scriitor promițător. Lucru confirmat și cu această carte pe care am citit-o în urmă cu două zile. Mi-a trimis-o în format PDF și am citit-o cu mare plăcere. Este o carte care am văzut chiar un interviu al lui Dan, a fost invitat la un post de radio local și realizatorul de la radio își punea întrebarea, bineînțeles că este o afirmație plecată mai de mult, mai de departe și de la alți oameni, că nu mai poți să mai fii original în momentul de față, că totul s-a scris, totul s-a creat și așa mai departe. E un lucru totuși eronat, pentru că vom avea în continuare creatori și întotdeauna va exista originalitate. Pentru că aici este vorba și aș reveni la primul fapt pe care vi-l-am spus, a fi sau nu fi scriitor. Atunci ai har și ai imaginație. Și te vei naște cu acest talent, nu se învață la facultate de filologie, vei învăța să scrii, dar nu vei avea acest har și bogăție spirituală ca să ai imaginație și să poți să compui o poveste originală. Cartea de față, pentru care astăzi ne-am adunat aici, într-un număr restrâns, din păcate, este un roman interesant, cu o poveste originală. Pleacă un pic în prima parte, ne introduce într-o atmosferă parcă în neorealismul italian. Deși el este un curent artistic apărut după al doilea război mondial, după decăderea lui Benito Mussolini, atunci apare și mai mult este un curent cinematografic. Dar el scrie, și aici avem o latură comună, scrie la un nivel cinematografic. Vezi haievea ceea ce cu vizualizare sunt aceste fragmente și ceea ce expune el în cărți. Deci, în prima parte, te introduce în atmosfera cruntă de sărăcie, Lucie, în perioada Italiei de început de secol 20. Și, bineînțeles, că există aceste, este un fapt istoric cunoscut, acel exod, acel pământ al făgăduinței care înseamnă am privit cu multă atenție, pentru că am avut experiența ca să merg și în Statele Unite și eu de două ori. O dată în 94 și o dată în 2000. În 94 am stat o lună, în 2000 am stat aproape 6 luni. Și atunci, în acele 6 luni, am mers, în 2000, am mers pe ideea chiar să rămân și m-am trezit într-o idee de emigrant. Deci vă dați seama că am citit această carte și cu o oarecare experiență de viață și America nu s-a schimbat din 20 ce se întâmplă atunci cu acel vis, acel New York care este un Big Apple, așa cum se spune, care pare un măr foarte frumos, dar atunci când faci efortul îți pierzi toată energia, toți banii și ajungi la acel măr, când buși din el vezi că este de fapt putred. Este o iluzie. Ne introducem această atmosferă a iluziei, că este un pământ în care acolo ți se vor realiza, de fapt, visurile, dar acolo vei constata și atunci, și acum, că dacă pui piciorul acolo, nu. Nu. Este un pământ al dezamăgirilor. Este o mare iluzie, cum am spus. Cartea surprinde acest lucru față de diferența între noi ca scriitori, este că eu, în romanele mele, eu atac sistemul.
Eu sunt un tip acid, satiric cu sistemul și atunci în romane transmit această luptă și mesajele mele cu care nu sunt de acord, ce se întâmplă în momentul de față și pe ce drum prost am plecat noi acum cu omenirea. El are o poveste din anii 20, 1920, vorbim de o perioadă a prohibiției, vorbim de America în care importă, bineînțeles, mafia italiană. Pentru că mafia americană are la origine mafia italiană, ea apare de la 1869-70, deci de acolo vin aceste familii sărace de sicilieni care se unesc, pentru că n-au altă soluție, n-au nici minte prea multă, și se ocupă cu fără de lege. Devin din ce mai puternici, creează acea taxă de protecție, creează rețele de prostituție, dar vine perioada prohibiției în care este mănușă pentru America, în care atunci, în acei 13 ani, din 20 până în 33, în timpul prohibiției, această prohibiție fiind, bineînțeles, la insistențele unor adepți ai religiilor, atunci s-a adoptat amendamentul 18 și a intrat, începând din 1917 și a intrat în vigoare prin anii 20, vorbind de o perioadă curântă în care așa este când omul îi oprește. Exact ce se întâmplă și în momentul de față, apropo de libertate, când niște drepturi, abrogi niște drepturi ale oamenilor. Bineînțeles că s-a consumat mai multă băutură decât în toți anii de dinainte. Asta înseamnă când fructul interzis, când oprește acest lucru. Asta se întâmplă, el intră foarte bine în atmosfera asta, dar încă o dată, povestea este originală. Este, ca loc, America, este o familie săracă care ajunge din Italia, o familie siciliană care ajunge din Italia în America. Și aici, cum vă spuneam, se întâmplă acest lucru nenorocit în care părinții nu pot să rămână, veți vedea de ce, iar cei doi copii, o fată și un băiat, Enzo și Immacolata, sunt nevoiți să fie separați. Pentru că asta este politica. Asta e politica și de atunci și acum. Niciodată doi copii nu o să fie adoptați de o familie. Vor fi separați, vor fi înstrăinați și li se va inocula o altă identitate și o altă viață. Vor fi abrutizați, bineînțeles, pentru că unul dintre copii, băiatul, nu are parte, are parte de un orfelinat și bineînțeles că știm ce înseamnă orfelinatul, de aici și de unde. Și atunci, destinul acestor copii urmărește pe o perioadă de timp ce se va întâmpla cu unul și cu fata în altă parte. O poveste de care îmbracă atât dragostea, onoarea la un moment dat, dar onoarea rănită, pentru că, până la urmă, și prietenul cel mai apropiat de lângă tine îl va trăda pe rolul principal. Este nevoit, din onoare, să acționeze și face un act necugetat. Și mai târziu, el este un tip cu onoare, până la capăt își duce crucea. Avem o poveste foarte frumoasă de dragoste. Deci, romanul cuprinde toate aspectele și toate trăirile dintr-o viață complexă, în care avem parte de un destin programat sau neprogramat, în care ne trezim că suportăm foarte multe consecințe, noi suntem suma tuturor faptelor pe care le comitem. Este un roman care te pune pe gânduri și realizez că, așa cum s-a întâmplat atunci, în anii 20, cu această poveste, este valabil și în momentul de față, e o poveste în oglindă, oricând se poate întâmpla așa ceva. O poveste foarte mult cu trimiteri, chiar existențiale, pe care el nu și l-a propus, dar acest roman vă garantez că are tot ce înseamnă și partea asta de filozofie de viață. Este foarte interesantă ca să o citiți, să o abordați. Nu este grea lectura. Odată ce puneți până pe ea categorică, o să vă duceți până la ultima filă. Este acel secret pe care nimeni nu o să vi-l divulge, numai dumneavoastră veți descoperi de ce avem parte de titlul acesta.
acest titlu minunat, veți regăsi și vă dați seama că are această forță extraordinară titlul. O carte care revin la prima impresie că n-ar fi o poveste originală, dar mă duc aminte de cărțile Godfather, Nashul, da? De Mario Puzo, un romancier american de origine italiană, care trăind în Harlemul de Est, numit și Harlemul Italian, un cartier sărac și marginaș al New York-ului, el realizează, facem acum o paralelă ca să vedeți că acel romancier și scenarist Mario Puzo a trăit acele lucruri. Deci a avut în viața lui experiența și a putut să scrie, cum am scrie noi acum, să zicem, experiențele noastre nefaste din vremea comunismului. Deci nu a fost o foarte mare invenție. Omul cunoștea acele povești de la bunic, de la părinți. El trăise în perioada anilor 40 și ceva, trăise aceste orori de acolo. Și atunci a fost foarte ușor să înceapă romanele din categoria Nashul. El, la un moment dat, având o familie numeroasă și chiar dacă începuse cu câteva cărți, n-a scris foarte multe, nu îi asigurau existența în acele cărți. Ei, cu Nashul, se pare că a dat lovitură, el chiar dorindu-și acea carte să fie un pic mai comercială și era convins că o să aibă un alt fel de succes. Ceea ce s-a și întâmplat, iar cu ecranizarea lui Francis Coppola, cu Nashul, pe care îl știm foarte bine, i s-a adus notorietatea și a devenit un iargat scritor. În aceeași manieră, pentru că suntem familiarizați cu acest gen de filme și de romane, să nu uităm și un film colosal, Once Upon a Time in America, s-a întâmplat cumva în America, în regia lui Sergio Leone, un mare regizor italian, care i-a învățat cum să fac filmele de la western spaghetti până la filme extrem de importante, cum este această Once Upon a Time in America, care dă clasă la orice fel de filme hollywoodiene. De asta poate nici nu l-au suportat foarte mult, pentru că le-a arătat meserie. Deci a făcut această digresiune cu aceste filme și cărți celebre, pentru că fiecare are o poveste. Și povestea lui Dan Bițuică, de aici, este povestea lui originală, este concepția lui foarte interesantă, care are tot ce trebuie pentru a-i se conferi, așa cum am spus, o poveste originală. O poveste care se poate ecraniza, bine mersi, și poate să iasă un film foarte, foarte frumos. Este o carte pe care vă o recomand din suflet. Și merită este la autorul, bineînțeles, pentru că a reușit un scriitor român din Călăraș, de pe această planetă, să creeze o poveste foarte frumoasă. Și dacă nu l-ar chema Dan Bițuică și am pune acolo Stephen King sau Dan Brown, aoleu, ce-ar cădea pe spate foarte mulți. Doamne, dar ce bună carte și așa mai departe. Deci colegul meu, scriitorul Dan Bițuică, are nevoie de suport în partea dumneavoastră. Odată să-i cumpărați cărțile, odată să-i le citiți și, mai ales, să vorbiți despre el, despre capacitatea acestui om, care este un călărășan, da, dar este un talent aici local. Eu l-am onorat, eu vin de la București, e a doua oară când vin. Pentru că îl simt aproape, îi simt suflul, simt pentru că mai are multe de spus și mai are foarte multe proiecte la care lucrează. Este foarte bine, înseamnă că este acum, își dă drumul și mai bine la harul pe care îl are și este bine, pentru că acesta este un scriitor puternic, cel care are imaginație și care nu intră în pană de inspirație. Când auziți pe unul că a intrat în pană, ăla nu era, a greșit drumul. Și atunci de asta eu îi ridic așa, la fileu, mingea lui Dan Bițuică, făcând un apel în acest sens, să sprijiniți mai mult. Și că îmi pare foarte rău că în această sală nu avem și pe culoare oameni care să stea și să ne asculte aici, pentru că avem ce să povestim. Avem cărți foarte frumoase. Dane, te felicit și pentru că am promis un lucru să mai prietenul tău știe că poate să vorbească și revenim. Am zis că să facem un pic și interactiv. Te-aș întreba acum și să mă transform, dar mă transform în
programul de televiziune, cel care realizează și citatele scriitorului. Doamne, spune, cum ți-a venit această idee să scrii această carte despre o poveste cu italieni, cap-coadă cu tot ceea ce se întâmplă și cu transferul lor pe pământul american? Nu știu, cred că povestea asta am colțit de ceva vreme, de o aveam povestea asta, numai că apoi i-a venit surplusul. Apoi i-a surplusul. Adică vreau să spun că ideile îmi vin și probabil că am vrea să spun lucrul ăsta, pentru că sunt ale mele, da? Adică îmi vin așa pe neașteptate. De multe ori mă trezesc din somn, dacă mă credeți, mă trezesc din somn cu idee. Și la un moment dat, adică nu făceam lucrul ăsta și o pierdeam, până dimineață o pierdeam. Mă trezesc din somn și practic o creionez repede ca să am Oscar Wilde. Dacă ideile sunt ca și femeile, apar și dispar cu viteză cosmică. Deci ar trebui să ținem în tezi. Intri cu pantalon negru, asta și nu e în regulă. Dar trebuie să le notezi exact cum ți-ai propus, e bine să la capul parcului. Da, am agenda cu pixul să știi că nu se mai întâmplă, așa este ideea. Trebuie atunci când apare, asta înseamnă să fii creator, ele îți vin, dar vor veni altele și altele și îți pare rău că a fost una foarte bună pe care ai uitat-o. Deci asta chiar am avut-o, asta am avut-o de ceva vreme în cap și până la urmă celelalte au apărut, cele dinainte, cele două, au apărut practic cumva împotriva firii. Asta ar fi fost prima. Asta ar fi fost prima, dar mi-era teamă că o să pierd ideile alea și că nu o să mai pot să... Asta era undeva înmagazinată de ceva vreme acolo și e adevărat că s-au întâmplat și câteva modificări din ce a fost ea povestea inițială. Sunt convins că sunt în asentimentul cititorilor. Atunci când te apuci de o poveste, îți vine o idee și începi să creionezi povestea. Scrisul. Vei merge cu el până la capăt așa cum s-a venit sau intervin și anumite schimbări? Intervin și anumite schimbări, însă partea pe care eu e cumva cam un potriva firii, să spun, nu e... Eu n-am nimic notat. Adică eu nu am ceva să zic că punctul A, B, C și să merg pe el. Un schelet. Da. Facem un schelet și apoi încep să... Eu mă reîncarnez pe... Da, eu mă așez pe ideile vin în timp ce scriu. Și atunci pot interveni și modificări, pot... Așa mi se pare mie atunci mai bine. Adică nu e un plan bătut în cuie ca să... Tu ești singurul analist al operei tale sau simți nevoia să mai vorbești cu soția sau cu un prieten? Ești abordarea, dacă există totuși, ești încrezător cu fiecare pas sau simți la un moment dat? Nu, eu sunt un tip foarte radical. Eu n-ascult de nimeni, eu sunt un rebel la origine, așa, eu n-ascult de nimeni. Și atunci, probabil că încăpățânarea asta de cazier, dar poate mă face să... Chiar nu ascult niciun sfat. Chiar nu ascult niciun sfat când scriu, când vine vorba despre scris. Chiar este ideea mea originală, că e bună, că e rea, eu merg pe ea și atunci o comit. Până la fiecare operă a unui scriitor, ultima îi trezește așa sau... Sunt asemenea unor copii. Dacă ar fi să te întreb, care iubești cel mai mult din cei trei copii pe care i-ai acum? Greu de spus, foarte greu de spus. Foarte greu de spus. Aș spune grilajul din fereastră pentru că a fost primul, dar după aia vine minte grilajul lui care e o carte de suflet. Acum, ăsta e cel mai nou, vă dați seama, e cel mai mic copil. Toți părinții, în general. Și așa va fi de fiecare, dar... Dar la nivelul de maturitate stilistică, unde simți că ești mai bine ancorat sau dacă se vede această... Aici, da? Da, aici. Cu toate că simți aici este fiecare dată, dar atunci când mergi pe o altă lucrare, un alt proiect... Da, adică te șlefuiești.
după o carte, un roman, două, al treilea deja, intervine maturitatea aia literară pe care...